Am oprit în dreptul unui pasaj pe care vreau să-l citesc, pe care dumneavoastră îl știți foarte bine, dar pentru că nu aș vrea ca euti să vă inspire prevenul dintre voi în această seară, haideți să stăm ridicați, pentru că îmi iau o măsură de siguranță. Faptele Apostolilor, capitolul 20, o să citesc de la versetul 7 până la versetul 12, și cum vă spuneam deja, această ridicare evident că în picioare, este doar o măsură de precauție pe care mi-o iau, pentru că nu aș vrea ca unii dintre dumneavoastră în timpul mesajului să clipiți din ce în ce mai rar. Pavel, din motive obiective, lipsește, nu vă supărați pe el. Citim așadar Scriptura, pagina 1082, fapte 20, de la versetul 7 până la versetul 12. Spune cuvântul lui Dumnezeu următoarele. În ziua din tâia săptămânii eram adunați la oaltă ca să frângem pâinea. Pavel, care trebuia să plece a doua zi, vorbea ucenicilor și și-a lungit vorbirea până la miezul nopții. În odaia de sus, unde eram adunați, erau multe lumini. Până aici, doar asemănări între ceea ce a fost atunci și ceea ce este astăzi. Odaia de sus, multe lumini, vorbirea până la miezul nopții. Spuneți amin, vă rog da, foarte încurajator. Și un tânăr numit Eutih care ședea pe fereastră, a dormit de-a de în timpul lungii vorbirea lui Pavel. Biruit de somn, a căzut jos din catul al treilea și a fost ridicat mort. Dar Pavel s-a coborât, s-a repezit spre el, l-a luat în brațe și a zis, nu vă tulburați, căci sufletul lui este în el. După ce s-a suit iarăși, a frânt pâinea, a cinat și a mai vorbit multă vreme până la ziua, Apoi a plecat. Flăcăul a fost adus viu, și lucrul acesta a fost pricina unei mari mângâieri. Amin. Amin! Vă invit să reocupați locurile! 11 septembrie 2001. Cei mai mulți dintre dumneavoastră, mă refer la ceea care ați fost născuți. Vă aduceți aminte că 11 septembrie 2001 a fost o zi fatidică pentru marea majoritate a oamenilor, răspândiți pe toată suprafața Pământului, de la un capăt la celălalt al lui. A fost ziua în care avioanele acelea deturnate de teroriști au intrat în cele două turnuri gemene din statul american New York. Mare dramă. În acea zi fatidică, cum spuneam, pentru marea majoritate a oamenilor, s-au pierdut viața aproximativ 3.000 de oameni, puțin sub cifra aceasta de 3.000 de oameni, familii îndoliate, multă durere, vise care dintr-o dată au dispărut de la orizontul celor care le-au avut. Printre cei 3.000 de oameni care și-au pierdut viața au fost și 5 români de ai noștri. Mi-aduc aminte la câteva săptămâni, deși aveam undeva la 12 ani în vremea respectivă, dar la câteva săptămâni de la momentul acesta. Agențiile de presă, oarecum încercând să aducă puțină speranță printre lacrimile celor mai mulți oameni, au spus ceva de genul: Stați puțin, au murit vreo 3000 de oameni, dar gândiți-vă că sunt și unii dintre cei care au supraviețuit în dimineața respectivă, cumva pe fondul faptului că li s-au dat planurile peste cap. Acum, nu știu cât de fericiți sunteți dumneavoastră atunci când vi se dau planurile peste cap, însă cei care au supraviețuit, atunci cu siguranță că au fost încântați de lucru care li s-a întâmplat. însă printre supraviețuitorii acelei zile a fost și un personaj american pe nume Kurt Steve. Omul acesta a muncit toată viața ca visul lui să se materializeze. În dimineața zilei în care Primul avion a intrat în turnul care ulterior s-a prăbușit, trebuia să meargă să aibă un interviu, urma realmente să se materializeze visul pe care l-a îmbrățișat aproape toată viața lui. Se trezește omul nostru fericit, nu știm dacă și-a zis rugăciunea, dar cert este că s-a îmbrăcat frumos, s-a parfumat, gata să meargă spre interviul care avea să schimbe întreaga lui viață, însă surprize, surprize. Nu știu dacă a avut scoda Fabia, însă mașina nu i-a pornit. A încercat odată, a încercat de două ori, a încercat de trei ori și pentru că tipul a fost la fel de neprofesionist ca și mine, vă dați seama că în cele din urmă a dat cu ele de pământ și a lăsat toate lucrurile balte și a zis nu mai am nicio șansă, mă opresc aici, dar s-a gândit rapid să fugă la metrou și cumva să folosească mijlocul acesta de transport să ajungă la birou. Dragii mei, în tot timpul acesta în deplasarea de acasă, spre turnurile gemene, el naște nimic, dar în momentul în care a ieșit, a văzut catastrofa care s-a întâmplat. Tot ceea ce a însemnat în primă instanță pentru el, o mare tragedie, o mare dramă, a fost transformată ulterior în ceea ce înseamnă astăzi un mare triumf, în sensul în care omul respectiv a scăpat cu viață. Vreau să vă împărtășesc un mesaj în seara aceasta, pornind de la ceea ce am citit, un mesaj pe care l-am intitulat sub următorul titlu, Tragedia transformată în triumf. Ai experimentat vreodată ca tragedia să se transforme în triumf? În triumful vieții asupra morții, în triumful iubirii asupra indiferenței, în tot ceea ce înseamnă triumful păcii asupra războiului. Observați, vă rog, atunci când citim scriptura, și putem să ajungem cumva lângă exemplele acestea din scriptură, putem să aducem și exemplele noastre personale. Geniul lui Dumnezeu strălucește în astfel de situații, în care deznodământul inițial ar fi altul, dar vine Dumnezeu și schimbă cumva toate lucrurile. Vine Dumnezeu și schimbă macazul trenului, care aparent este sinonim cu suferința, cu durerea, cu ruina, și în cele din urmă se vede Dumnezeu care schimbă schimbă totul, binecuvântat să fie numele Domnului. Mă gândesc că și dumneavoastră ați avut astfel de situații în viață. Mi-aduc aminte cu astfel de situație în ce ne privește pe noi a fost cea care s-a întâmplat chiar în 24 decembrie 2018. Dragii mei, a fost ajunul Crăciunului. Nu știu felul în care sunt structurate slujbele aici la dumneavoastră, însă noi în Zalău, vă dați seama, îi seara cea mai cea dintre toate care îl au în centru pe Hristos și sărbătoarea aceasta nașterii Domnului. Vreau să vă mărturisesc că a fost o seară grozavă. Între noi fie vorba, nu pentru că am predicat eu în seară respectivă, dar chiar a, frumos, a fost frumos la biserică. Multă lume, cântări, rugăciune, am simțit cum ne apropiem de Dumnezeu și cum Dumnezeu coboară în mijlocul închinării noastre. Însă se încheie slujba și aveam telefonul la mine. Văd că mă sună o vecină. Era genul acela de vecină care nu te sună numai atunci când ceva se întâmplă. Și cumva anticipam oarecum niște cuvinte din astea care vin pe fondul unei situații care s-a întâmplat în ceea ce ne privește. Eram chiar la biserică, cum s-ar termina slujba în seara aceasta, iau telefonul, văd numele vecine respective, răspund, alo, da, bă, unde ești? Hai acasă că ți de casa. Zic, stați un pic, îi ajunul Crăciunului, știți și dumneavoastră, nu e vorba de glume din astea. E 24 decembrie, nu aprilie, opriți-vă, vă rog, din toată inima. Nu, Silviu, vorbesc foarte serios, vin acasă, îți arde casa. Acum, dragii mei, credeți-mă, dacă Usain Bolt concura cu mine, de la biserică până acasă îl depășam. Atâta doar că treaba asta nu s-a întâmplat în contextul Olimpiadei, dar credeți-mă, alergam mai tare decât el. Am ajuns să pompieri, jandarmerie, poliție, smur, tot tacâmul, o stradă plină de mașini, bloc evacuat și am stat atunci și m-am gândit, o, oh, Doamne Dumnezeule, acum numai asta mai întrebea în seara de Crăciun. Era mai preocupat de reacția vecinilor decât de faptul că, într-adevăr, casa noastră s-a dus. Au venit pruncii. Pentru prunci a fost o imagine extraordinară. Tati, uite de câți pompieri! Uai, tati, câte mașini, cât ambulanță! Bă, copil, oprește-te, ce cu tine? Și zice, tati, dar nu te speria, tati, o să ne dea domnul altul. Credeți-mă, e vorba de pruncul meu, dar. Acum, chit că se înregistrează, dar mi-au venit să-i dau un șut de numa numa. Fraților, știți ce s-a întâmplat? Exact cum a zis copilul exact în felul acesta o mare tragedie, o mare dramă, avea să se schimbe în câteva săptămâni în câteva luni în ceva frumos. De ce? Pentru că atunci când Dumnezeu își pune amprenta pe ceva, lucrurile într adevăr iau o altă întorsătură. Vă spuneam, geniul lui Dumnezeu se vede și în astfel de situații aparent revoltătoare, dar al căror deznodământ este bucuria, pacea fericirea. Vă amintiți ceea ce spunea Iosif în Vechiul Testament? Atunci când a stat în fața fraților lui, acei frați care să-mi fie cu iertare, au pus în aplicare după ce au gândit un scenariu care cu siguranță că l-ar face invidios pe cel mai tare regizor de la Hollywood. Au zis, unul dintre ei având puțină mai multă conștiință decât ceilalți, hai totul să nu-l omorâm că-i fratele nostru, hai să îl folosim așa ca monede de schimb, că îi bine, facem un pic de business, ne pică și nouă ceva, îl dă îmi punem niște cașcaval în buzunar, în felul acesta și fratele nostru va trăi. Schimbă Dumnezeu acolo circumstanțele și, în cele din urmă, Iosif stă în fața fraților lui și le spune următoarele cuvinte: Voi negreșit v-ați gândit să-mi faceți răul, dar Dumnezeu a transformat răul în bine. Dacă e să mă întrebați pe mine, oameni buni, unul din cele mai frumoase cuvinte din Biblie este această conjuncție adversativă, dar. Voi ați vrut să-mi faceți răul, dar există această dispoziție a omului, această amprentă a omului de a face răul, de a-ți de a da peste picioare, de a te faulta, dar în orice situație intervine Dumnezeu. De ce? Pentru că atunci când omul este asociat cu răul, Dumnezeu este asociat cu binele și cel din urmă, întotdeauna are ultimul cuvânt. Binecuvântat să fie numele Domnului. Dar chiar dacă uneori, ultimul cuvânt al lui Dumnezeu este tăcerea. Chiar dacă uneori, voia lui Dumnezeu, exact așa cum am cântat în această după masă, este dintr-un alt registru. Nu din acela la care ne gândim noi. Vrem ca Dumnezeu să ne binecuvinteze și ne răspunde Dumnezeu uneori la, la, la rugăciunea respectivă și știți ce aduce? O încercare. Și îți vorbește poate peste câteva săptămâni sau luni și îi spui, Doamne, dar m-am rugat pentru binecuvântare, mi-ai trimis încercare. Da, ai vrut să te binecuvântezi, te-am binecuvântat, și tu nici nu știi ce am lucrat prin încercarea respectivă. Tragedia transformată în triumf vine în viața oricui care trece printr-o experiență negativă, dar în urma căreia iese fortificat, întărit în relația lui cu Dumnezeu. Dragul meu, s-ar putea ca pe cerul vieții tale, în momentul de față, să fie doar nori. S-ar putea ca pronosticul să fie unul sumbru, dar ascultă-mă bine, la final va răsări soarele, pentru că, repet, întotdeauna ultimul cuvânt îl are Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Domnului. Textul pe care l-am citit vorbește despre o astfel de tragedie. Cumva zugrăvește în atenția ochilor noștri drama unei familii. Vorbește despre martori neputincioși, cărora Pavel a zis următoarele cuvinte, bă, oameni buni, opriți-vă, numai ce-am coborât de la rugăciune, numai ce-am cântat cântările Domnului, numai ce-am cântat cântarea, El poate, El poate, Dumnezeu poate totul, cei cu voi de vă tulburați în halul acesta. O dramă care are în centru un copil. Și parcă atunci când în centrul suferinței se află un copil, parcă partea asta emoțională din noi este mai sensibilă, nu-i așa? Cumva reușește Dumnezeu, prin astfel de împrejurări, să ne întindă până la maxim. Aveți imagine acelei gume pe care o întins până la maxim și deva partea aceea albă pe măsură ce o întins din ce în ce mai mult devine tot mai, mai subțire, se apropie de partea asta invizibilă, zici că vezi prin ea și în cele din urmă se rupe. Și îngăduie Dumnezeu uneori în viața noastră să ajungem până în clipa aceea în care zici, gata, acum se rupe. Dar nu uitați că Dumnezeu are finețe. Nu uitați că Dumnezeu este sensibil. Nu uitați că Dumnezeu știe la nivel de milimetru până unde să meargă, astfel încât să rămânem în picioare. Cuvântul tradus aici la noi în scriptură prin tânăr sugerează că avea vârsta cuprinsă între 7 și 14 ani. Și dacă tânărul acesta cel puțin mi-a semănat cu siguranță că a fost dus cu forța la biserică. Știți cum s-ar traduce numele lui? Numele lui s-ar traduce norocosul, cel norocos. Dar omul acesta trăiește fără voia lui clipa și ziua în care îi se termină norocul. Dar nu-i nicio problemă, ascultați-mă, nu-i nicio problemă. Îi aud și astăzi pe mulți, așa mai ales cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu, care spun, mă, am avut un noroc de numa-numa. Mă, norocul meu a fost că, uite, o trecut așa mașina, razant pe lângă mine, dar eu sunt viață, nu mi s-a întâmplat nimic. Probabil că Eutih, toată viața lui scurtă de altfel, a avut parte de noroc, i-au mers oarecum lucrurile, dar vine ziua în care norocul îi se sfârșește. Dar nu-i nicio problemă, de ce? Pentru că în ziua în care ți se termină norocul, începi să înțelegi și să experimentezi harul lui Dumnezeu. Știți care este tragedia transformată în triumf aici Păi ascultați vă rog ce spune versetul 9 spune așa că Eutih a căzut din catul al treilea și a fost ridicat mort. Și observați în versetul 10 gestul pe care îl face Pavel instantaneu. Dar Pavel s-a coborât și a pus mâinile peste el, a spus celor prezenți acolo, nu vă tulburați și ascultați vreo concluzie a acestui gest pe care l-a făcut Pavel. Flăcăul a fost adus viu. Și nu-i nimic mai frumos, dragii mei, decât să știm că biserica este locul învierii spirituale. Nu-i nimic mai frumos decât să știm că există un loc peste care Dumnezeu și-a pus numele. Că există un loc în care poți să vii cu tot felul de probleme, cu tot felul de nevoi, să le arunci aici în biserică la picioarele crucii Mântuitorului și să știi că Dumnezeu iartă, că Dumnezeu restaurează, că Dumnezeu ridică. Îs unii frați foarte simpatici, am auzit să-mi fie cu iertare chiar și la noi la biserică. Venea unii dintre ei și spuneau fraților, dar pe păi, acum nu veniți voi la biserică cu toate necazurile, lăsați-le acasă lăsați-le la intrare în biserică dar când veniți aici la biserică hai dați fără probleme ok, jucăm cartea asta știi cine o să spună bun venit la ieșire din biserică suferința problema, ai venit cu ea până la biserică și când ești din biserică, iarăși îți dă bun venit. Și apoi trăim depresia vieții noastre spirituale. De ce toate lucrurile ne merg rău? Păi de aia. Că nu avem curajul să venim cu el în locul prezenței lui Dumnezeu. Și repet, biserica este locul prezenței lui Dumnezeu. Spunea Sfântul German, Patriarhal al Constantinopolului, undeva prin secolul VIII, următoarele cuvinte atâta de frumoase. Lăsați-mă, vă rog, să vi le citesc. Biserica este cerul pământean, în care Dumnezeu din cerul de sus se coboară, locuiește și se preumblă. Superb. Biserica este cerul pământean, în care Dumnezeu din cerul de sus se coboară, locuiește și se preumblă. Vreți să știți motivul pentru care aici tristețea este înlocuită cu bucurie? Vreți să știți motivul pentru care aici, în locul morții, primim viață? Vreți să știți motivul pentru care venim cu tot felul de stări de descurajare? Motivul este unul singur, Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele lui. Haideți să ne aruncăm așadar privirile la textul acesta pe care l-am citit și toate gândurile vor fi așezate sub titlul acesta, așadar, Tragedia transformată în triumf. În funcție de timpul pe care îl avem la dispoziție, trei sau patru gânduri doresc să vă împărtășesc din lectura biblică din seara aceasta. În primul și în primul rând, tragedia transformată în triumf ne amintește despre universalitatea necazurilor Cumva va exista un crescendo În tot ceea ce înseamnă mesajul de astăzi Și fiți liniștiți Nu rămânem ancorați în necazuri În tristețe, în supărări și altele uh, Din zona aceasta Tragedia transformată în triumf Ne amintește despre universalitatea necazurilor Nu știu cum sunteți dumneavoastră preobiților Însă în ce mă privește pe mine Atunci când Vorbesc despre viitor, recunosc că am foarte multe incertitudini. Da, între noi, fie vorba uneori, sunt și unele frământări, dar nu frământări din zona aceea care te fac să vezi numai negru în viața ta. Pentru că în tot ceea ce înseamnă relația aceasta cu Dumnezeu pe care o caut și pe care încerc să o întrețin, Dumnezeul meu este Dumnezeu în mâinile căruia este întreg universul. Dumnezeu care împărățește de la un capăt la celălalt al pământului. Dar mă întreb și eu, ce va fi oare cu lumea aceasta? Oare când se va termina războiul? Oare va mai crește inflația? Nu știu, dar oprească-se odată în numele Domnului. Nu știu ce ne așteaptă în anul 2025, și totuși pot să spun următoarele: că indiferent despre care ar fi vorba în această seară, pe fiecare, la un anumit interval de timp, ne va aștepta suferința și necazul, într-o formă sau alta. Dar e adevărat că sunt astăzi tot felul de oameni care vin să ne spună: Stați un pic, umblarea cu Dumnezeu înseamnă doar bucurie, niciodată necaz, serios. Stați un pic că umblarea asta cu Dumnezeu întotdeauna este asociată cu contul bancar generos, întotdeauna cu tensiune arterială bună, întotdeauna cu glicemia bună și la spital nu mai ajungi numai atunci când ești trimis cumva de angajator să-ți faci analizele anuale. Oare chiar asta spune scriptura? Ioan, capitolul 16, cu versetul 33, spune în felul următor: În lume veți avea necazuri. Alegeți dumneavoastră pe cine credeți mai mult. Pe om sau pe Dumnezeu? Spunea Emil Cioran, așa de frumos, că despre viață nu se poate scrie decât cu un toc înmuiat în lacrimi. Superb. Și asta e experiența mea. Și asta e experiența dumneavoastră. Și sunt ferm convins că dacă ar exista un timp în care să ne încurajăm reciproc pe marginea unor situații în care Dumnezeu a intervenit și a lucrat cu mână tare și cu braț puternic, fiecare dintre dumneavoastră în mod individual puteți arunca pe tapet anumite momente în care Dumnezeu Sfântul va a izbăvit. Se termină sezonul concedilor. Dar oare durerea, oare suferința, oare necazul a fost în concediu? Ce frumos ar fi ca măcar 30 de zile pe an, domnule, să-și ia și el vacanță. Ce frumos ar fi ca necazul să fie precum rețeaua de telefonie mobilă. Să existe anumite zone fără semnal. N-ar fi frumos. Dumneavoastră nu vedeți că spitalele sunt deschise 24 din 24? Te duci la farmacie și orice farmacie vrea să te fidelizeze. De ce? Pentru că știe că într-o zi te vei întoarce iarăși. Asta e realitatea, dragii mei. Tragedia transformată în triumf ne amintește despre universalitatea necazurilor. Mă uitam zilele trecute și, vă rog, fiți blânzi cu mine, nu mă judecați prea aspru pentru ceea ce urmează să spun. Dar mă uitam, am obiceiul acesta de câteva ori pe an, așa, caut să văd care sunt mișcările în topul Forbes. Știți, să văd ce se mai mișcă pe acolo, pe sus prin frunte, să vă care bogații lumii noastre. Nu în sensul în care mă tem de concurență, fiți liniștiți, nu despre asta este vorba. Dar am văzut că în doi ani consecutivi a rămas același personaj pe nume, stați că vă spun, n-am făcut franceză, dar mă chinui, Bernard Arnault. Se pare că este mastermind-ul din spatele lanțului lui Vuitton. Dacă n-am zis bine, iertați-mă, n-am făcut franceză. Și acum, atentat fiind să văd ce produse vinde, am trecut odată pe lângă un magazin și la prima citire de preț am crezut că am nevoie de pastile din aia sublimbă să coboare tensiunea și m-am dus mai departe. Dar cum am rezistat tentația? Am zis că dacă între mine și magazin îi distanță mare, îs în regulă. Și am găsit niște tricouri faine. Mă, până și mie mi-au plăcut. Dar cel mai ieftin problema că începea de pe la 4.000 de lei. Nu, am rezistat tentației cu 4.000 de lei în ce privește tricourile, mă îmbrac câteva veri. Dar dumneavoastră zâmbiți, dar vă întreb. Dacă s-ar inve inventa o vestă similară celei antiglonți care să ne ferească împotriva necazurilor, V-ați căuta prin buzunare să dați suma asta de bani. Ce ziceți? Ar fi frumos, nu? Ce frumos ar fi. Ne-am împrumutat, ne-am vinde telefoanele, televizoarele, roata de rezervă, am adunat câteva luni, câțiva ani, numai să reușim să intrăm în posesia vestei respective, tricoului respectiv. Dumneavoastră observați, dragilor, că necazurile nu țin cont de sărbătorile cu roșu din calendarul vieții noastre? Similar unui tsunami dărâmă ușa de la intrare și necazurile pătrund în toate colțurile existenței și reușesc incredibilă performanță de a atinge și pe cei mici și pe cei mari, și pe africani și pe europeni deopotrivă. Ceea ce trebuia să fie o zi grozavă pentru Pavel, pentru ceilalți, poate chiar pentru Eutih, s-a transformat într-un coșmar, cel puțin inițial. Pentru că ascultați ce spune versetul 7. În ziua din tâia săptămânii eram adunați la oaltă ca să frângem pâinea. Și cei prezenți acolo cumva știau, Pavel urmează să plece, haide să stăm de vorbă cu omul lui Dumnezeu. Oi adevărat omul acesta are o mărturie fantastică, să vedem ce ne va mai zice, să vedem cum ne va mai instrui în tot ceea ce înseamnă calea asta lui Dumnezeu. Haide să ne ducem, să ne deschidem inima și împreună să-L binecuvântăm pe Dumnezeu. Și punctul culminant, probabil climaxul părtășiei respective, a fost Faptul că au stat la masă și s-au împărtășit cu trupul și cu sângele Domnului. Dar țin cont necazurile de astfel de zile ale bucuriei prin care treci? Țin cont necazurile că te-ai dus într-o vacanță, că vii după câțiva ani de lucru, de muncă intensă și acum, în sfârșit, domnule, cinci zile, șapte zile, 14 zile, vrei să te oprești și să spui, Doamne, acum numai cu tine. Nu totul avea să se schimbe radical. Dumneavoastră vedeți cât de fragil suntem? Dumneavoastră vedeți că, într-adevăr, David avea dreptate în Vechiul Testament atunci când a spus între mine și moarte nu este decât un singur pas. Dragii mei, uitați-vă, un singur pas, atât. 40 de centimetri între mine și moarte. Nu știu câți pași ați făcut de la locuința dumneavoastră spre Biserica Geneza, dar țineți cont că fiecare pas pe care l-ați făcut este expresia dragostei lui Dumnezeu față de dumneavoastră. Dacă David a spus între mine și moarte nu este un singur pas, Câteva zeci de pași, câteva sute de pași reprezintă această iubire dumnezeiască îndreptată spre noi, cât de mare, cât de sfânt este Dumnezeu. Am stat și m-am gândit atunci când am studiat pasajul acesta. Sunt sigur că nu penticostale au inventat jocul telefonul fără fir. Dar oare ce au zis cei la urechile cărora a ajuns vestea Eutih a murit? Pentru că, vedeți dumneavoastră, Eutih a căzut jos, frații s-au speriat dintr-o dată, Pavel a zis, bă băieți, opriți-vă, nu vă tulburați. Dar vestea a trecut dincolo de zidurile bisericii și mă întreb oare ce au zis cei care au auzit că Eutih a murit. Că probabil ați auzit și dumneavoastră pe unii spunând, bine mă, te-ai dus acolo la biserică, ai întors tu spatele credinței noastre care e mai mult absentă decât prezentă. Ai văzut, te-ai dus, ți s-a întâmplat asta, asta și cealaltă. Oare ce au zis? Oare au jubilat? Păi normal că ți-a murit fiul, doamnă, că l-ai lăsat să se ducă acolo, te-ai dușit împreună cu el. Și lucrul acesta mi s-a întâmplat în contextul ultimilor ani. Mi-aduc aminte, am participat la o înmormântare la care a murit un tânăr de 21 de ani. Oarecum a rupt legătura aceasta împotrivirii față de Dumnezeu. Și fiind prezent la inițiativa cuiva la o astfel de seară de părtășie, l-a cercetat Domnul într-un chip atât de minunat, atât de sublim și a zis, da, vreau să am de-a face cu Dumnezeul acesta care mi-a cercetat viața. Vreau să am de-a face cu Dumnezeul acesta a cărui prezență am simțit-o atât de profund în seara asta. Cerul s-a bucurat, el s-a bucurat. Știți cine s-a întristat? Întreg neamul lui. Că astăzi, paradoxal, cel care vrea să se întoarcă cu fața spre Dumnezeu, cel care o rupe cu țigările, cu drogurile, cu anturajele, cu gândurile imorale, dintr-o dată îi privi domnule ca un parazit. Și a zis, vreau să mă întorc la Dumnezeu. Vreau să închei legământ cu Domnul. Zis și făcut. Și au trecut câteva luni între momentul botezului și ziua în care și-a pierdut viața. Un accident de mașină. Mă sunase păstorul bisericii respective care pe undeva mi este și prieten și a zis Silviu, uite, vreau să te invit, e o înmormântare, va fi multă lume, e o înmormântare dificilă. Pentru că s-a întâmplat asta, asta și asta. Vino, te rog, țin un mesaj. M-am dus, vă spun sincer, cu foarte mare emoții. Pentru că nu știam ce urmează să se întâmple. M-am dus acolo, am predicat cu ajutorul lui Dumnezeu Evanghelia, și când am ajuns la mașină, văd un grup mai mic de oameni care se îndreaptă spre mine și strigă: Voi l-ați omorât pe fratele și pe fiul nostru. Voi l-ați omorât pentru că l-ați primit, pentru că a întors spatele credinței noastre strămoșești. Din cauza voastră este mort. Adevărul este că uneori Dumnezeu acționează contrar așteptărilor noastre. Ăsta e adevărul. Am venit în lumea asta și Dumnezeu nu ne-a pus în mâini un, un manual de instrucțiuni. Nu mă refer aici la cuvântul lui Dumnezeu. Cumperi mașină de spălat și ai manual de utilizare. Cumperi laptop și ai manual de utilizare, însă Dumnezeu nu ne-a pus asta în mâini. Și noi suntem chemați prin înțelepciunea care o lasă peste noi să descoperim cum să facem, ce să facem, cum să-l iubim și cum să rămânem lângă el. Și mă rog în orice împrejurare a vieții, să rămânem lângă Dumnezeu. Tragedia transformată în triumf ne amintește despre universalitatea necazurilor. În al doilea rând, tragedia transformată în triumf ne amintește despre superficialitatea credincioșilor ceea ce urmează să vă spun acum este concluzia unor oameni mai în vârstă decât mine, frați, care îl iubesc pe Dumnezeu și care au ajuns în punctul în care apelează la unele amintiri. I-am auzit adesea pe oameni spunând, frate, astăzi relațiile nu mai sunt ce au fost cândva. În urmă cu câțiva ani era mai devotați unii altora. A existat o altă greutate în vorbire, în fapte, în atitudini, în gesturi. Și mă gândesc că și aici, în județul Bihor, e cam la fel ca în județul Sălaj, și îmi dau seama asta după aceea dintre dumneavoastră care ați dat afirmativ din cap. Ce ne împiedică ca lucrurile din trecut să fie valabile și astăzi? Dar e adevărat că unii se motivează spunând, păi frate, dar scriem în Biblie că în vremurile din urmă, așa și așa, așa așa, ce bine știm Scriptura atunci când vrem să justificăm sfințenia noastră sau mai bine zis lipsa sfințeniei noastre, nu? În vremurile din urmă, dragostea celor mai mulți se va, dar n-ați vrea să fiți excepția. Că nu zice dragostea tuturor, Zice doar dragostea celor mai mulți. Dacă ar veni vorba ca Dumnezeu să binecuvinteze pe cineva, eu aș fi direct în seara asta cu mâna pe sus. N-ați fi și dumneavoastră la fel? Și a zice, Doamne, iată-mă aici, nu mă vezi Dumnezeule. Bun, dacă dragostea celor mai mulți se va răci, haideți să ne împotrivim acestui curent și să nu fim cumva prinși în cei mai mulți. Știți care este teama mea cea mai mare? Că s-ar putea ca această meteahnă pe care am adus-o în atenția dumneavoastră, în relație cu cel de lângă noi, cu aproapele, să fie transferată în zona relației cu Dumnezeu. Tragedia transformată în triumf ne amintește despre superficialitatea credincioșilor. De ce am spus asta? Pentru că eutih reprezintă cel mai bine imaginea omului cu inima împărțită, care are o trăire superficială. Spune versetul nou așa, și un tânăr numit Eutih care ședea pe fereastră a adormit de-a biruit de somn, a căzut jos. Acum, pentru onestitatea discuției, e adevărat, lipsea sursa de lumină modernă pe care o avem astăzi. E adevărat că mai mult ca sigur, datorită aglomerației, gândiți-vă la mulțimea aceea mare de oameni care a venit să-l vadă pe Sfântul Apostol Pavel, Eutich probabil s-a ajezat în locul disponibil, în singurul loc rămas liber, dar... Locul în care s-a așezat Teutih este un simbol al superficialității și al predării doar pe jumătate lui Dumnezeu. Știți ce nu a știut Teutih? Că nu fereastra e cel mai bun loc, ci brațele lui Iisus Hristos, Domnul. De aceea, preobiților, dacă vreți să ajungeți în cel mai bun loc, cel mai bun loc rămân brațele lui Dumnezeu. Rămân brațele lui Dumnezeu. Eu, când m-am întors la Dumnezeu în adolescență, am întors în perioada aceea de evanghelizări, în care bisericile erau pline și arhi pline și după fiecare evangelizare trebuia să chem un inginer în construcții să vezi dacă arhitectura sau rezistența clădirii n-a fost afectată. Și mi-aduc aminte pentru că, datorită aglomerației care era în biserică, am stat și eu undeva într-un loc sus, biserica noastră are o sală jos și apoi pe laterale are două gradene, în partea stângă și în partea dreaptă. Și undeva în spatele gradenelor sunt mai multe ferestre și am stat și eu acolo. Știți de ce era fain acolo? Pentru că puteai să tragi cu ochiul și spre cei ce cântă și spre ceea ce se întâmplă afară. Puteai să mai tragi cu urechea și la un cuvânt dintre cele pe care le spunea predicatorul, dar cumva să-ți faci update și la ceea ce se întâmplă dincolo de zidurile bisericii. Și asta nu-i nimic altceva decât imaginea omului cu inima împărțită. Vă amintiți ce spune Iacov? S-ar putea capitolul 4 cu versetul 7, curățiți-vă inima, curățiți-vă mâinile, oameni cu inima împărțită. Atâta de groază mi-a fost să spun versetul acesta în bisericile pe unde am mai slujit. Pentru că mă gândeam, bun, bun, dar frații o să se simtă jigniți. Și pe urmă mă conștientizează și pe mine Dumnezeu și îmi zice, dar Silviu, dar stai un pic. Dacă versetul acesta apare scris până la urmă de fratele Domnului Isus în vremea aceea, în care oamenii au trăit la scurtă distanță de perioada în care a trăit Mântuitorul, ce facem noi la distanță de 2000 de ani? Dragii mei, mă rog ca Dumnezeu să ne ajute, să nu avem o trăire superficială, ci să avem o trăire în care Dumnezeu să fie preubitul inimii noastre, în care să ne predăm pe de-a întregului Dumnezeu. Vedeți cât de frumoasă e Scriptura? Dumnezeu niciodată n-a zis: ă, „Dați-mi mâinile voastre, dați-mi picioarele voastre, dați-mi urechile, dați-mi ochii voștri.” Știți ce ne cere Dumnezeu? Inima. Am văzut oameni care în urma unor accidente au trăit cu amputarea unor membre, fie că vorbim despre mâini, fie că vorbim despre picioare. însă nu am văzut om care să reușească incredibilă performanță de a trăi fără inimă. Pentru că în clipa în care îți dai toată inima lui Dumnezeu, gestul acesta este sinonim cu predarea totală în mâna celui ce poate totul, binecuvântat să fie numele Domnului. M-am întrebat iarăși atunci când am citit textul acesta, oare ce au zis părinții lui Eutih? Da, spuneam deja că s-ar putea ca el să fie avut vârsta cuprinsă între 7 și 14 ani. Oare ce au zis părinții lui Eutih? L-au aruncat în box acuzațiilor pe Pavel? arătând cu degetul acuzator spre el, Pavel, fiul nostru ar fi fost în viață, dacă predica era mai scurtă. Pavel, fiul nostru ar fi fost în viață, dacă nu -ți trebuia ție să stai atâta în lumina reflectorului, trebuia să termin în urmă cu 15 cântări și două predici, dar n-ai terminat. Vedeți ce ușor reușim să scuzăm superficialitatea? Vedeți ce ușor reușim să scuzăm păcatul Astăzi foarte mult justifică somnul spiritual, invocând luptele grele pe care trebuie să le ducă. i -aud pe oameni spunând în slujirea aceasta pe care o fac cu drag la adresa lui Dumnezeu. Spun unii așa, frate, dar și eu m-aș pocăi cu adevărat, dar slab, domnule, aș vrea și eu să renunț la cutare sau cutare lucru, dar nu pot, mă mie nu-mi dă Dumnezeu putere. Acum, puneți-vă dumneavoastră în locul meu. Pe cine să crezi? Pe om sau pe Dumnezeu? Înțelegeți care este momiala satanei? Aș veni și eu la biserică, dar nu pot, mai trebuie să schimb una sau alta. Dar dumneavoastră trăiți cu impresia că Dumnezeu cheamă oameni perfecți? Nu. Asta e treaba lui. Nu-i treaba mea să mă perfecționez atunci când vin la Dumnezeu, asta e treaba Duhului Sfânt. Treaba mea este următoarea să fiu disponibil și atunci când vocea Duhului Sfânt ajunge în urechile mele să spun da, Doamne, vin, așa cum sunt la tine vin. Dumneavoastră vă uitați în Matei capitolul 4, Hristos a chemat niște pescari falimentari. Petru, Andrei, Iacov, Ioan, dar știți care a fost detaliul care i-a calificat pentru slujba care l-a stat în față? Faptul că atunci când Hristos a îndreptat atenția spre ei, cei patru au spus, da, Doamne, venim după Tine, lăsăm totul, lăsăm mreș, lăsăm barcă de pescuit, îl lăsăm chiar pe Tatăl nostru pe ZBD, noi venim după Tine. Perfecționarea este treaba Lui Dumnezeu. Pentru că zice în Biblie, cel ce este în voi este mai mare decât cel ce este în lume. Și somnul în cazul lui Eutih nu este nimic altceva decât o metaforă a păcatului. Dar se pare că nouă românilor ni se potrivește așa de bine ca o mânușă. Să știți că noi suntem privilegiați, dragii mei. Cred că pe român Dumnezeu iubește cel mai mult. Mă nou, Dumnezeu ne vorbește și prin Scriptură și prin imnul României. Deșteaptă-te române din. în care te adânciră barbarul de satan. Asta e varianta duhovnicească. Varianta oficială e diferită. Nu cântați așa la jurăminte atunci când intrați la pompieri, la poliție și în alte zone că s-ar putea să aveți probleme. Deșteaptă-te române din somnul cel de moarte. Roman, capitolul 13, versetul 11, spune așa. Este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn. Dumneavoastră ați pierdut experiențe spirituale cu Dumnezeu din cauza somnului? Nu-mi răspundeți la întrebare că știu. S-ar putea să fiți tentați să spuneți, frate, noi aici suntem un pic mai spiritual decât în Zalău. Domnul să vă binecuvinteze, atunci vorbesc de mine, oricum e mai ușor să vorbesc de mine. Eu am pierdut experiențe spirituale din cauza somnului. Dar intru într-o galerie selectă în care s-a aflat și Petru Iacov și Ioan. Matei capitolul 26, Iisus în grădina ghețimani. știind drumul pe care avea să meargă, știind toată uh, solicitarea asta intensă care este stătea înainte, le-a zis celor trei, rugați-vă împreună cu și te-a aștepta ca atunci când Mântuitorul îți cere ajutorul, cei trei să zică, da Doamne ne rugăm, hai, Doamne nu se va întâmpla nimic, Fii pe pace noi, suntem aici, te ajutăm, te sprijinim se duce Iisus, se întoarce, un ceas n-ați putut să... O dată, a doua oară, a treia oară le zice, de acum înainte, dormiți. Știți ce e ciudat? Tragedia transformată în triumf ne amintește despre superficialitatea credincioșilor. Știți ce e ciudat? Când întotdeauna somnul păcatului te va duce mai jos decât crezi, întotdeauna. Dumneavoastră credeți că atunci când utic s-a pus pe fereastră, s-a gândit: Eu în următoarele 30 de minute voi cădea? Eu în următoarele 4 ore voi cădea? Știți ce spun cei care merg pe pantea, panta asta a păcatului? Nimeni nu mă va vedea niciodată, nimeni nu mă va prinde, nimeni nu va ști ce fac, voi uh, trăi în modul incognito, știu doar eu de mine însumi. Să vine ziua în care Dumnezeu scoate totul la iveală. Și spune versetul nou următoarele, că tânărul acesta a căzut și a fost ridicat, mort. Un tânăr care avea vise, un tânăr care avea idealuri, un tânăr în fața căruia avea să se contureze parcă pe măsură din ce în ce mai mult viitorul, strălucitor, gândurile părinților, planurile părinților și așa mai departe. Însă binecuvântat să fie Dumnezeu, că Biserica nu este morgă, Biserica este laboratorul învierii, după cum frumos spunea Sfântul Maxim Mărturisitorul. Biserica nu este morgă. Aici Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu însuflețește, aici Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu dă viață, aici Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu reabilitează. De aceea, dragii mei, în seara aceasta îmi doresc, lăsăm superficialitatea la o parte și ne rugăm, Doamne, vrem să trăim din plin pentru Tine. Doamne, dacă până acum ne-am jucat cu jumătăți de măsură, Doamne, de astăzi înainte, toată inima noastră ți este predată ție pe de întregul. Doamne, ajută-ne! să mergem un pas mai departe, tragedia transformată în triumf ne amintește despre devotamentul slujitorilor. Știți care este personajul care este în evidență aici, dar pozitiv? Sfântul Apostol Pavel. Vă citesc versetul 10, spune așa. Pavel s-a coborât, s-a repezit spre el, l-a luat în brațe și a zis, desigur celor prezenți acolo, nu vă tulburați, căci sufletul lui este în el. Pentru a câștiga o viață, merită să renunți chiar și la o predică. Să-l iei în brațe pe cel care te-a lăsat din brațe. Să-l iei în brațe pe cel care poate niciodată nu te-a cuprins dar prin slujirea ta trebuie să aduci viață. E ceea ce a făcut Sfântul Apostol Pavel. Dragii mei, iubită biserică, vă încurajez în seara aceasta, în numele Domnului Isus. prețuiți-vă slujitorii, iubiți-vă slujitorii, rugați-vă pentru ei, binecuvântați numele Domnului. Pentru că și ei se află în același împrejurări în care s-a aflat Sfântul Apostol Pavel. Printre creștini care și-au pierdut orice speranță în Dumnezeu care vindecă, în Dumnezeu care ridică, în Dumnezeu care învie. S-a orientat Pavel spre ei și a zis, oameni buni, opriți-vă, nu vă tulburați. Printre oameni cu inima împărțită, exact așa cum a fost Eutih. Lăsați-mă, vă rog, sensibil să ridic următoarea întrebare. Știți de ce există moarte uneori în bisericile noastre? Și pe urmă vă rog, mergeți acasă, cercetați scripturile și veți descoperi concluzia mea este una bună. De ce există uneori moarte în bisericile noastre? Pentru că nu ascultăm de slujitorii bisericii. Ei în calitate de reprezentanța lui Dumnezeu au datoria aceasta de a coborâ cerul pe pământ prin mijlocirea lor, prin slujirea lor, prin predicarea lor. E ceea ce a făcut Sfântul Apostol Pavel Vă amintiți ceea ce spunea Petru tot așa în Însuflețit de dul Sfânta lui Dumnezeu Păstoriți turma lui Dumnezeu care este sub paza voastră Da, știu că merge versetul mai departe și spune Făcându-vă pildă turmei Și poate deja în mintea unora dintre dumneavoastră S-a și născut următoarea întrebare Bine, dar de ce atunci sunt slujitori Care au dat cu stângul în dreptul? De ce sunt atunci slujitori care au alunecat pe drumul acesta? E adevărat, sunt! Și nu o să ascundă asta de dumneavoastră. Până la urmă, nici Scriptura nu ascunde asta de noi. Pentru că Dumnezeu nu vrea să trăim o viață în care totul să fie cosmetizat. Dumnezeu nu ne-a chemat la sine în baza ceea ce a pus în vitrină, nu! Dumnezeu a spus, te uiți în vitrină, treci dincolo de ea! Există uneori încercări, există suferință, există bucurie, există provocări, dar există o mână a lui Dumnezeu care te ține în orice zi a vieții tale. Da, e adevărat. Sunt uneori oameni care au căzut, dar nu-l judecați pe Dumnezeu prin prisma falimentelor slujitorilor Lui. Știți de ce îmi place de Pavel? Că nu e un creștin ranchiunos, domnule. N-a căzut în depresie atunci când a văzut că un tânăr stă acolo butonând telefonul. Ăsta făcea uh, selfie-uri. Că de făcea live era mai bine. Stătea și se topoza și trimitea poze de prieteni și dintr-o dată ting și i-a ia telefonul în mână și Pavel trebuia să predice. Dar n-a fost un creștin ranchiunos. Că uneori spun ceea ce spun prin filtrul unora. Uneori mai întâlnești așa pe câte unul care zice, a, păi asta i s-a întâmplat, nu lasă că merită, bine o făcut că o Dumnezeu cu el de pământ. Dar cine suntem oameni buni noi să ne erijăm în judecătorul aproape lui nostru? Că nu asta trebuie să fim. ci mai degrabă să punem balsam, mai degrabă să ajutăm, mai degrabă să fim acolo în locul potrivit atunci când cel de lângă noi are nevoie de sprijinul nostru. Nu l-a pus pe UTI pe blacklist? Nu i numărul din agenda? Eutih în noaptea aceea n-a avut parte de slujbă de mormântare, ci de slujbă de înviere. Și știți care e motivul pentru care asta s-a întâmplat? Știu că suntem tentați să spunem Dumnezeu, dragilor, e adevărat. Dumnezeu se ascunde în spatele tuturor vindecărilor. Dar țineți cont, în Sfânta Scriptură, în Sfintele Evanghelie, dacă nu erau slujitorii lui Dumnezeu care să mijlocească, care, permiteți-mi expresia, să intermedieze aceste minuni vindecări pe care le-a făcut Dumnezeu, ele nu se întâmplau. Știți de ce Utiha a avut parte de slujbă de înviere? Că acolo a fost Sfântul Apostol Pavel. Și atunci când în mijlocul bisericii noastre sunt slujitori devotați, Apar minunile. De ce uneori lipsesc minunile? Nu o să ascund detaliul acesta de dumneavoastră, pentru că ne-am pierdut încrederea pe drum, pentru că ne-am pierdut credința în Dumnezeu care și astăzi lucrează cu aceeași putere. Și mi s-a întâmplat și mie de multe ori să ajung în ceea ce înseamnă slujirea, în punctul în care să scuz apatia spirituală, lipsa credinței. Prin invocarea cuvintelor, aceasta este voia lui Dumnezeu. Vindecă-l, Doamne, dacă este voia ta, rugăciune de trei minute. Niciodată nu va fi voia lui Dumnezeu. Sau aproape niciodată, după rugăciune din asta, pregătită la cuptorul cu microunde. Niciodată. Însă atunci când luptăm în rugăciune, atunci când pregătim terenul prin zile de post, prin apropieri intense de Domnul, printr-o trăire în sfințenie și curată, vă asigur, dragii mei, că Dumnezeu Sfântul va lucra binecuvântat să fie numele Lui. Vă amintiți faptele apostolilor, capitolul 3, zice Scriptura că spre templu se îndrepta Petru și Ioan. Și acolo, în timp ce se îndreptau spre templu, întâlnesc un olog un oloc care striga, dăm și mie 5 lei, nu mai am bani de pâine, nu mai am bani de KFC, nu mai am bani de nu știu ce. Vă aduceți aminte ce spun cei doi? Aur și argint n-am, dar ce am îți dau. În numele lui Isus Hristos din Nazaret, ridică și umblă. De ce a ascultat Isus pe ucenici? Pentru că le-a recunoscut vocea. De ce lipsesc azi minunile? Nu pentru că știința le-a luat locul, nu pentru că Dumnezeu s-a schimbat, ci pentru că noi ne-am pierdut încrederea. Dragilor, mă rog în seara aceasta ca Dumnezeu Sfântul să vă împuternicească, să mă împuternicească. Când vine vorba despre slujitorii bisericii dumneavoastră, în dreptul lor Dumnezeu să lase o măsură dublă din tot ceea ce înseamnă puterea lui Dumnezeu. Și atunci când există mijlocire pentru bolnave, atunci când există mijlocire pentru tot felul de cauze, exact așa cum a procedat Sfântul Apostol Pavel să stea în fața bisericii dumneavoastră și să spună oameni buni, nu vă mai tulburați, există Dumnezeu care lucrează, există Dumnezeu care vindecă. Da, e adevărat că la orizontul vieții noastre se văd norii negri, ai suferinței și ai durerii, dar vine Dumnezeu și aduce soarele pe cerul vieții noastre. Există Dumnezeu care și astăzi lucrează. Mi se pare așa de ciudat, dragilor, că ne mulțumim cu așa de puțin în viața de credință. Dumneavoastră observați că în tot ceea ce înseamnă viața noastră, în absolut orice segment, în absolut orice domeniu al vieții noastre, noi vrem mai mult și mai mare. Vrem salariu mai mare, vrem biserică mai mare, vrem mașină mai mare, vrem casă mai mare. Bun, dar avem ceva deja ce pierdem din vedere, avem un Dumnezeu mare. Și cu asta ar trebui să începem. Dumnezeul nostru este mare stăm pocăiți de ani de zile și de zeci de ani de zile și mai aud rugăciune unora din biserică, se roagă Domnule, zici că sorfanii Universului. Dar nu-i Dumnezeu Tatăl? Nu-i Dumnezeu Creatorul? nu e acela care îți permite să-L strici pe nume Tată, Tati? De ce ne mulțumim cu puțin? Cum pot contribui creștinii la devotamentul slujitorilor, bisericii în care se închină? Știți cum? Prin rugăciune. Prin rugăciune. Săptămâna trecută am fost într-o tabără, în tabără împreună cu tinerii bisericii Harul din Zalău. Acum, probabil ați auzit și dumneavoastră că în urmă cu vreo 15 ani, nici nu mai știu 20 de ani, a fost acea mișcare, acea trezire în orașul nostru, mișcarea evanghelică Harul. Și vă spun sincer, multă vreme am crezut că geneza mișcării respective a fost vindecarea de care a avut parte fratele Costel Joldeș. Dar săptămâna trecută, în tabără fiind, chiar băiatul lui Mihai a spus următoarele cuvinte celor prezenți acolo. Poate voi credeți că mișcarea evanghelică a pornit de la vindecarea de care tatăl meu a avut parte. Am înțeles că a fost vindecat de o formă de cancer. Și a spus, oricât de mult mi-ar plăcea să vă spun asta, fiind vorba de tatăl meu, să știți că în spate se ascunde ceva mai grozav, care s-a întins pe câțiva ani de zile. În orașul nostru, timp de 14 ani de zile, trei surori, în fiecare săptămână, se întâlneau la rugăciune și mergeau înaintea Domnului cu următoarea dorință: Doamne, mai trezește creștinii din orașul nostru! Doamne, mai trezește slujitorii din orașul nostru! Și a trecut un an, și-au trecut 5, 10, 14. La capătul acestor ani de rugăciune s-a aflat vindecarea pe care Dumnezeu a făcut-o în dreptul fratelui respectiv și în felul acesta a luat naștere o biserică, o mișcare. Puteți contribui prin rugăciune. Rugați-vă pentru slujitorii bisericii dumneavoastră. Îi nevoie ca Pavel să fie prezent astăzi, aici. E nevoie ca puterea lui Dumnezeu să fie prezent aici. E nevoie ca astfel de creștini care să nu-și piardă busola încrederii când vin tot felul de uh, valuri ale deznădejdii, să rămână în picioare și să spună, oameni buni, nu vă pierdeți încrederea, împreună cu Dumnezeu vom fi mai mult decât biruitori. Tragedia transformată în triumf. Ne amintește despre universalitatea necazurilor, despre superficialitatea credincioșilor, despre devotamentul slujitorilor și în al patrulea rând doar anunț gândul acesta și ne servește drept motiv de rugăciune. Tragedia transformată triumf ne amintește despre nevoia schimbării. Știți de ce permite Dumnezeu uneori suferință în viața noastră? Pentru a ne trezi. Pentru a umbla la termostatul vieții spirituale și a înceta să mai fim căldicei. dacă iarna în casele dumneavoastră nu vă mulțumiți cu 16 grade, nu vă mulțumiți nici în viață de credință împreună cu Dumnezeu. Ia faceți gestul acesta, umblați la termostat și puneți-l pe mult. Puneți-l pe mult. Că vara ne place răcoarea și iarna ne place căldura. Nu putem să stăm la mijloc între cele două stări. Dumnezeu îngăduie uneori astfel de momente în viața noastră pentru că vrea să aducă în atenția ochilor noștri nevoia schimbării. Spune așa versetul 11 și 12. După ce s-a suit iarăși, afrând pâinea, a cinat și a mai vorbit multă vreme până la ziua, apoi a plecat. Flăcăul a fost adus viu și lucrul acesta a fost pricina unei mari mângâieri. Dumneavoastră credeți că Eutih a mai dormit? Nu. Dumneavoastră credeți că după experiența asta Eutih a mai stat pe fereastră? Nu. Știți unde mi le imaginez pe Eutih? În mijloc, în centru. Privirile lui Pavel poate îndreptate spre el, privirile celor prezenți acolo îndreptate spre el. Auziți șușotelile? ăsta e minunea lui Dumnezeu, mă. Ăsta până în urmă cu cinci minute a fost mort, dar fii atent, îi în picioare. Pune mâna. Mă, e cald, mă. mă nu a murit. Adică o murit, dar e viu. L-a înviat Dumnezeu. Pavel, tu ești ce păcat că trebuie să pleci. Tragedia transformată în triumf ne amintește despre nevoia schimbării. Nu știu care sunt schimbările, dragul meu, pe care trebuie să le facem în viață, dar știu sigur că Dumnezeu care a fost prezent atunci este Dumnezeu prezent în mijlocul nostru. Și cu toate aceste stări pe care trebuie să le schimbăm, în dreptul cărora trebuie să aducem mici modificări, nu mai spuneți, nu putem, e adevărat, nu putem, dar poate Dumnezeu totul binecuvântat fie numele Domnului. Dumnezeu poate totul, nu vă tulburați, Dumnezeu poate totul. Nu ați vrea să încetăm în a ne mai ruga pentru consecințe. Vedeți, de multe ori rugăciunile noastre sunt reacționare la ceea ce ni se întâmplă în viață. Am picat din cauza noastră, Doamne, scapă-mă din încercarea respectivă. Nu ați vrea ca prin rugăciune împreună cu Dumnezeu să acționăm? Haideți să nu ne mai tot rugăm pentru consecințe, haideți să ne rugăm pentru călăuzire, ca Dumnezeu să traseze viața noastră în liniile Lui. Dumnezeu Sfântul să ne ajute. Dragii mei, nu știu care sunt tragediile care vă dau târcoale. Nu știu în ce fel poate unii dintre dumneavoastră, mai mult sau mai puțin, vă identificați cu zona aceasta a dramatismului, a tragediilor, însă nu uitați că biserica este laboratorul învierii, nu uitați că în locul acesta Dumnezeu care este prezent, e Dumnezeu care ridică, e Dumnezeu care salvează, e Dumnezeu care aduce în perspectiva ochilor noștri următorul mesaj, vreau să-ți dau viață. Ioan capitolul 10 cu versetul 10 spune... Am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Trei zile am stat la terapie intensivă și n-am fost mort. Dar nu vreau să mă mai întorc acolo. Știți că îmi place mai mult acum? Știți că unii duhovnicește vorbind de la terapie intensivă? Puneți mâna pe clanță, smulgeți-vă perfuzile, dați la o parte tot. Aici e medicul medicilor, e Iisus Hristos Domnul, măriți să fie numele Lui. Dacă în viața biologică nu ne place acolo, n-ar trebui nici în viața spirituală să ne mulțumim să stăm acolo. Dacă ești la faza tragediei, mă rog ca în seara aceasta, ia, acum, sub privirile noastre, să se transforme în triumf. Pentru că cel care lucrează este Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Lui. Haideți să stăm ridicați. Haideți să mergem înaintea Lui Dumnezeu cu această rugăciune și să-i spunem Domnului, Doamne, în mijlocul meu, E se é drama? În mijlocul familiei mele, în mijlocul casei mele, la locul meu de muncă, în clasa care mă așteaptă peste o săptămână, două, atunci când mă voi duce iarăși la școală, Doamne, te rog, lucrează, Doamne, schimbă circumstanțe, schimbă oameni, Doamne, nu mai vreau dramatismul acesta al vieții, nu mai vreau tragedie, vreau ca totul să se schimbe în triumf. Vreau, Doamne, ca prin tot ceea ce voi experimenta să pot să privesc în urmă și să mărturisesc celor de lângă mine: Există Dumnezeu care schimbă, există. Dumnezeu care ridică, există Dumnezeu care reabilitează. Nu-i Pavel în mijlocul nostru, dar este prezent Duhul lui Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Domnului. De aceea vă în rugăciunea aceasta, cu toate stările noastre, ne ducem înaintea lui Dumnezeu. O sândim trăirea superficială. Nu mai vrem să avem inima predată doar pe jumătate lui Dumnezeu. Nu mai vrem atâta suferință și atâta necaz. Ne punem viața în mâinile Celui ce poate totul. Ne rugăm ca Dumnezeu să lucreze. Ne rugăm ca Dumnezeu să ne ajute să ne schimbăm și să trăim viața de credință sus pe munte împreună cu El. Ne rugăm împreună, Domnului.